Și Biserica Schimbarea la față din Tulcea și-a serbat astăzi hramul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, care a rostit și cuvântul de învățătură. Bucurie și lumină a adus și în anul acesta sărbătoarea schimbării la fața Mântuitorului Iisus Hristos credincioșilor tulceni care, în ciuda căldurii mari de afară, au umplut până la refuz această biserică, adevărată catedrală care serbează astăzi ziua hramului. A fost o zi de lumină, o zi de binecuvântare, o zi în care am simțit și noi revărsarea Duhului Sfânt asupra noastră, asupra fiecăruia dintre noi și am rostit și noi cu Petru cuvintele: Doamne, bine este nouă să fim aici. Actuala biserică a fost zidită în perioada 1864-1868, pe locul unei alte biserici de lemn de către comunitatea rușilor ortodoxi din Tulcea, motiv pentru care este cunoscută și sub numele de Biserica Rusească. Parohia desfășoară în prezent și un program de asistență socială.